Nu, eu am pe cineva care mi le întinde, mi le pun. E mai practic, așa, da, da. Pentru că au experiență și mi le livrează direct. Direct. Da, mulțumesc. Nu-ți mi-o pasă cu el. Mai încet? Da,
venit, mă bucur că ați venit, că sunteți prezenți și numele meu este Cătălina Vărzaru, din partea primăriei municipiului Giurgiu. Bine ați venit la deschiderea expoziției CIRC a artistului plastic Sebastian Iacob alături de mine. Vă mulțumesc frumos! Și mulțumim domnului primar Nicolae Barbu pentru că ne-a pus la dispoziție, acest spațiu și că încurajăm, primăria încurajează activitățile culturale de acest tip și încurajează tinerii artiști pentru a expune și pentru a se dezvolta, pentru că Sebastian Iacob este un proaspăt absolvent de un arte, Universitatea Națională de Arte Plastice, secția pictură. El, de fapt, are un background foarte diferit. A terminat computer science, așa, o să spui tu despre asta. Cred că e mai bine să las un pic pe el să vorbească și despre expoziție și despre demers și despre el. Mulțumesc, Emil. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc Cătăline pentru această frumoasă introducere și nu numai pentru atât, bineînțeles. Într-adevăr, da, această expoziție este, să zicem, punctul culminant din ultima jumătate de an pentru mine, în care, să zic așa, am explorat destul de liber tema circului. În sensul că am făcut chiar doar ce îmi place, ca să zic așa, și vă mulțumesc frumos că mi-acordați șansa asta să vă arăt faptul că eu am fost liber. Este o expoziție, tema circului, de fapt, este o analogie la... cumva am identificat breasla asta a artiștilor plastici. După cum vedeți, portretele astea sunt toate portrete de pictori. Și am vrut să fac o paralelă între condiția de artist, exact, și condiția artistului în societate și totodată am vrut să surprind acest moment în istorie, deoarece animalele din circ au fost interzise. Prin urmare, eu am vrut să reformulez ideea de a avea ceva în captivitate, ca să zicem așa. Prin urmare, această instalație artistică. Da, ele sunt, să zicem așa, binele acestea și în plasa vor să exprime faptul că, deși circul are o față atât de frumoasă și de spectaculoasă atunci când se ridică cortina, de fapt în spate sunt suferințe, tragedii, accidentări, multă muncă. Și de asta cred că mi-am și permis această paralelă cu lumea artei. Pentru că și asta este o muncă continuă, o perfecționare continuă, un șir mare de eșecuri până ajungi la o performanță care să-ți dea încrederea să te poți prezenta în fața spectatorilor. Drept urmare, vă las să vedeți expoziția, să vizitați expoziția și vă mulțumesc frumos pentru că m-ați primit în sumul comunității dumneavoastră. Eu sunt deloc din Piatra Neamț. Aș dori să mulțumesc și primăriei pentru că au facilitat și au contribuit cu forță, ca să zic așa, și forță intelectuală la realizarea acestui proiect. Și că e prima mea expoziție personală. Deci, e un pas mare pentru mine. Bravo! Vă mulțumesc frumos, să fie, chiar că să fie cu noroc, să sperăm că este prima dintr-un șir lung de expoziții. Bravo, da. Să-ți putem noroc!
Da. Și... Mi-a spus că am venit doar să privesc, nu să spun. Pentru că e chiar un domeniu în care nu mă pricep. Și... Să ne cerem scuze că poate o vedea până la sfârșitul mandatului și sala asta refăcută. Și noi așteptăm de mult. Și sala asta refăcută. Avem proiect european depus, este câștigat, așteptăm să finalizăm un proiect ca să-l începem pe acestea, pentru că el a fost 4+1, 4 în implementare, 1 în așteptare și trebuie să terminăm unul din cele 4, Interreg România-Bulgaria, să văd și sala aceasta refăcută, ca să-și merite numele de galerii de artă, până la urmă este o sală improprie pentru artă. Te felicit și eu, mi-e greu să mă exprim, de multe ori și politica e neînțeleasă, dar asta e total neînțeleasă, adică mi-e greu să văd de dincolo de ceea ce ai gândit. În general, artiștii sunt recunoscut, știi, după ce te-ai săturat, te-ai terminat de muncă și poți mori, devine un acest ce poți de frumoasă și capă de valoare. Sper să ai acest lucru, recunoașterea și valoarea să fie eu știu, definită în timpul vieții și nu când o fi mai încolo. Să sperăm. Viziune. În general, tinerii au altă viziune. O viziune care nouă ne scapă. De parte de... Văd în spatele cortinei. Văd și alte aspecte când le vedem noi. Noi tot timpul vedem prin... sau cel puțin eu așa. Văd frumosul. Dacă e frumos, dacă îmi place oricum, le vedeți altele. Atingeți și alte lucruri și pentru asta. Este domeniul vostru. Te felicit, sper să fie de bun augur la Giurgiu această lansare. Meritul al Cătălinei, am realizat că trebuie să-i dau frâu liber așa câteodată, pentru că iarăși e greu să stea doar la planșetă și la aprobări și la autorizații și așa. Și dacă nu iese în mediul ăsta, am pierdut. Așa că i-am acceptat de multe ori. Anul trecut a fost Diana Vădălău, anul ăsta Sebi și vor mai continua. Da, felicitări și numai bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Poate găsim un băiat bun aici, domnule primar, doșor, arhitect. Ce? Asta s-a gândit la vremurile s-a gândit cineva că așa era înainte. Are un băiat bun. Nu știu. Eu zic să fie de al nostru, cum zice ori de nostru. De unde-i fome? Păi să poate. Sigur că. A venit numai pe aici, Giurgiu Bean, că e mai Giurgiu Bean decât de mine, ține cu asta, am văzut-o pe stadion, trup și suflet. Repet, într-adevăr, domnul primar are dreptate. Cătălina, împreună cu Mugur și Adriana, m-au ajutat foarte mult și fără ei chiar nu ar fi fost posibilă această expunere. Arhitecți ai dumneavoastră, să poate, v-am văzut acolo curiculum vitae și pe al dumneavoastră și pe al deși. Că noi nu știam de curiculum vitae generația mea. Noi știam de biografie, autobiografie. Acum e curiculum vitae. Și când am văzut domnișoara ce palmares are și dumneavoastră maestră, că acum sunt maestru, a zis, bă, stai că nu-i așa, să mergem acolo. Vă mulțumim. Și vă invităm să vizionați. Avem și un mic protocol, dacă doriți un pahar de suc sau un pahar de vin sau niște... Cred că trebuie să fie aici, între oameni să mai există. Da. Și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you.